Șoferii care obișnuiesc să staționeze cu luminile de avarie pornite fără un motiv justificat trebuie să știe că riscă să primească amenzi mai aspre în 2024. Legislația auto din România menționează clar situațiile în care șoferii pot staționa cu luminile de avarie pornite, iar cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi aspre. De multe ori șoferii pornesc avariile pentru a staționa în locuri în care acest lucru este complet interzis. Legislația auto din România menționează clar situațiile în care șoferii pot staționa cu luminile de avarie pornite, iar cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi aspre. În 2024, punctul de amendă s-a majorat la 165 de lei cu 20 de lei mai mult decât anul trecut. Astfel, în situația în care nu au un motiv justificat de a opri pe avarii, șoferii surprinși de polițiști vor scoate mai mulți din buzunar. Conducătorii de autovehicule și tramvaie trebuie să pună în funcțiune lumile de avarie în mod succesiv în ordinea opririi și în cazul în care această manevră este impusă de blocarea circulației pe sensul de mers. Urgențe care justifică folosirea avariilor. Mașina este imobilizată involuntar pe partea carosabilă. Vehiculul se deplasează foarte lent și constituie el însuși un pericol pentru ceilalți participanți la trafic, atunci când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat. În acest caz, șoferii care staționează neregulamentar pot primi 4 sau 5 puncte de amendă, însemnând o sancțiune cuprinsă între 660 de lei și 825 de lei. Totodată, conducătorul auto care lasă mașina într-o zonă unde staționarea nu este permisă poate fi sancționat și pentru oprire neregulamentară, însemnând 2 sau 3 puncte de amendă, adică între 330 și 495 de lei, relatează antena 3.0.